Și... împreună la revista Lumea Misterilor, el a anunțat că nimeni nu credea că Băsescu o să-l bată pe Oprescu la alegerile din 2000 și a prezis că va bate Băsescu și multe alte lucruri extrem de interesante. Dar nu facem politică în seara asta, pentru că mi-am adus aminte de niște interviuri absolut spectaculoase pe care le-a făcut în revistă, în revista respectivă, Contele Incapuciato, cu diverse personalități dispărute, de la Contele de Saint-Germain și foarte multe. În orice caz, înainte de toate, aș vrea să te întreb, acum eu îl tutuiesc, deși ar trebui să vorbesc altfel, pentru că este Conte, ca să zic așa, de unde vine această titulatura ta? Trebuie să lămurim pentru ca lumea să nu creadă că cine știe... Da, trebuie să lămurim aici pe mia oară în ăștia 25 N-ai făcut-o niciodată la un post public. Ca... eu nu știam, de exemplu. Da. Afli acum, pentru da, pe asta spun. En passant și bref, este un termen care vine din latina vulgară și care ținea de denumirea unor triburi getodace, comații, dacă vă amintiți cum erau denumiți atunci. Ei erau, de fapt, o frăție care îndeplinea un rol și administrativ, și organizatoric, dar și, hai să spunem, războinic, dacă vrei, asigurau paza granițelor, nu neapărat fizice, ci spirituale, energetice ale Daciei străvechi. Și de acolo s-a întins acest concept de frăție, de înfrățire, de întrajutorare, care mai târziu a devenit Comte în franceză, Count în engleză și a ajuns la noi cu numele de Conte. Bun, Incapuciato. Da, al doilea nume. Vine de la un alt cuvânt de origine latinească, care a fost preluat mai târziu în limba italiană, capucio, capucino, călugării capucini, care în ordinul lor purtau acele robe cu gluga trasă mai tot timpul peste cap, nu pentru a păstra cine știe ce secrete, ci pentru a fi discreți. Sigur, cum poți să spui că un om care trece prin urbea Evului Mediu cu o glugă pe cap, trece incognito. Toată lumea vede că e ceva neregulă. Neregulă, da. Aici este vorba de un principiu, de o mentalitate care a funcționat ireproșabil în vremea respectivă. Bun. Și cine ți-a dat, adică tu ai ales această titulatură? Să spunem că am primit-o. De la? De la cineva care nu este din această lume. Nu este din această lume. E în regulă. Doamnelor și domnilor, Ion Țugui a scris o carte și a povestit foarte multe despre celebrul scriitor. Dă-mi voie să te corectez. Trei. Trei. Despre Contele Incapuciato. Vreau să te întreb un nu lucru despre, foarte... împreună cu mine. Împreună cu tine. Vreau să te întreb lucrul următor. E adevărat că prin channeling, și o să povestim un minut ce înseamnă channeling după pauză, ai intrat în legătură astăzi cu spiritul Mădălinei Manole? Și nu numai cu spiritul ei, cu multe... Practic, metoda prin care... ai intrat astăzi în legătură cu spiritul Mădălinei Manole, este channeling-ul. Ce este channeling-ul? Channeling-ul, este o canalizare a informațiilor primite prin telepatie sau prin empatie la nivel psihic, adică de suflet. Mai nou de câțiva se numește channeling pentru că se împrumută foarte mulți termeni în Occident și trebuie să ținem și noi pasul cu așa ceva și ca urmare ca să înțeleagă lumea, pentru că limbajul ăsta modernist se răspândește mai ceva ca internetul. Am înțeles. Îmi povesteai că ai spus chiar într-o emisiune a lui Dan Diaconescu, ai intrat în legătură cu Elodia, nu? Fusesem invitați la un alt post și a fost și despre Elodia, a fost și despre Mădălina Manole și acolo, în seara respectivă, am spus foarte clar, mă rog, nu s-a obosit nimeni să verifice varianta asta. Am spus locul unde se afla și l-am și descris, pentru că acest loc există și am verificat ulterior, după câteva săptămâni, pentru că avem treabă fiecare și nu ne focalizăm imediat pe ceea ce găsim. Și locul respectiv l-am găsit. Bineînțeles, nu m-am dus acolo să dezgrob morții, că nu sunt eu organ de anchetă ca să fac eu de capul meu niște lucruri. Dar atât de aproape pot fi oamenii de aflarea unor rezultate concrete, încât, practic, ei nu cred. Lumea s-a obișnuit să creadă că trebuie să fie greu, trebuie să fie complex, să fie dificil, să depășească nu știu câte obstacole până să găsească adevărul. Când, de fapt, este vorba unui serial, adevărul dincolo de noi. Ai dreptate. Da. Bun. Doamnelor și domnilor, înainte de a porni aceste întrebări pe care noi le-am propus Contelui Incapuciato, trebuie să vă spun lucrul următor.
Noi, practic, acum oferim o informație, nu judecăm pe nimeni, nu condamnăm pe nimeni, nu spunem că este cineva vinovat. Luați aceste lucruri pe care contele le-a aflat cu titlul de informație pe care el o oferă prin aceste tehnici în sfera publică. Nu suntem o instanță și această emisiune nu pune la zid pe nimeni. Noi am pus niște întrebări. Răspunsurile puteau să fie oricare. Toată lumea e pregătită? Da. Bun. Prima întrebare pe care noi am propus să o adresăm Mădălinei Manole a fost poate o curiozitate pentru toată lumea. Cum arată locul în care te afli? Asta poate să fie tratată ca o idee subiectivă, pentru că după ce mori, să zicem așa, în funcție de faptele tale, te duci la locul care ți se cuvine. Faptul că Mădălina Manole a trecut dincolo într-un mod complet nevinovat, da? Nu tu accident, nu tu implicare în alte chestii, ci pur și simplu a fost o victimă. Lumea în care ea se află este o lume foarte frumoasă, unde predomină actul creației sonore. Adică, dacă vrei așa mai simplu spus, s-a dus într-o dimensiune a artiștilor. Aha, da? Interesant. Unde poate să se bucure în continuare ce n-a putut să obțină aici. Și cum arată? E greu de descris în cuvinte. Dar considerați că e o victimă? A fost o victimă? Stai un pic. Unde te grăbești, dragă? Da, nu că mi-a rămas asta. Ai răbdare. Ca fata mare la mărita și te-ai și mărita. Ok. Da. Deci este, răspunsul este că e o lume frumoasă, unde se află mulți artiști. Mulți artiști. Se pare că lumile de dincolo, pentru că sunt mai multe, sunt împărțite pe bresle, pe categorii. Interesantă teorie. Da. Deci, practic, acolo este o energie, o vibrație. Deci nu descrie munți, râuri, păi, de exemplu, raiul ăsta idilic, dacă literar. Ai fost, da, nu ești vorba. Dacă ai fost pictor, de exemplu, sau cântăreț, artist, nu o să te duci undeva într-o dimensiune unde să învârți roata de olar. Am înțeles. Da? Ok. Următoarea întrebare. Și ea a răspuns că aici se creează cu ajutorul muzicii. Deci foarte interesant. Interesant. Ai vrut să pleci dintre noi? Răspunsul aici este cel puțin interesant. Da și nu. Adică? Păi imediat răspunde. Da, pentru că o să vorbesc eu cum s-ar spune numele ei, ca să mă exprim așa. Pentru că se săturase de ceea ce îi se întâmpla în viața conjugală. Da. Și păstrăm niște limite în exprimări. Și nu. Nu i-a convenit că a plecat, pentru că era la jumătate de viață, da? Pentru că răspunsul este unul care te pune pe gânduri. Vroia să-și pregătească copilul pentru o carieră de artist. Mm-hmm. Nu că tradiția acum se moștenește din mamă în fiu sau din mamă în fică sau din tată în fiu, dar cel puțin dacă ești un artist și beneficiezi din urmași, automat, prin ereditate, se pot moșteni niște calități. Bun. Deci, da și nu, pentru că ea se săturase, pentru că ea era, într-adevăr, într-un moment de depresie și nu pentru că gestul, împrejurările să nu, uităm, nu... Să nu uităm că a fost nativ rac și racii sunt firi duale. Un ascendent în semnul leului, această combinație este combinația oamenilor de succes. Perfect. Bun. Deci, și nu pentru că împrejurările în care s-a desfășurat trecerea nu au fost trebuie lămurite. Următoarea întrebare. Vrei să pui tu următoarea întrebare? Da. Hai. A treia întrebare. Îi vroiau răul anumite persoane Mădălinei Manole? Ca orice artist ajuns celebru într-o carieră de succes, clar că sunt invidii. Ce a spus ea? Cum v-a răspuns? Aveam uneori discuții cu unii prieteni și auzea tot felul de zvonuri, invidii și gelozii, nu numai datorită succesului, ci datorită carismei. Da? Aveau carisme extraordinare. Dincolo de sintagma fata cu părul de foc, pentru că, de exemplu, și regretata Stella Popescu avea tot un păr de foc. Da? Și a avut și ea la fel un succes enorm la public. Da. Dar ea spune că este convinsă că au fost oameni care au vrut să-i facă rău în afară de Mircea. În afară de Mircea. În afară de Mircea. Atenție! În afară de Mircea. Foarte tare. Următoarea întrebare. Deci, atenție pe accent, da? În afară de Mircea. Care a fost relația cu Petru Mircea înainte de moartea ta, Mădălina? Ea a completat la întrebarea anterioară
când ești celebru, deja se aruncă cu pietre în tine. Adevărat, deci, o foarte interesantă exprimare, nu exprimare modernă, una clasică. Deci, care a fost relația cu Petru Mircea înainte de moarte ei? Poate o să fie șocați unii. Sincer, nu ne mai iubeam deloc. Am mai zis ceva? Da, normal. Am păstrat special un moment de pauză pentru că trebuie să se înțeleagă interiorul vieții de familie, dar care nu este de multă lume. Poate uneori nici de părinți sau de prieteni. Categoric. Sunt secretele intime, da? Totul era de fațadă pentru viitorul copilului nostru. Aici o să, dacă se poate, să fim un pic duri în exprimare, pentru că ăsta este răspunsul. M-a amenințat că mi-a totul după ce mă ducea la nebuni. Da. În paranteză, asta este adăugarea de la mine, apropo de depresie. Apropo de depresie. Da? Mergem mai departe, da? Ia. Întrebarea numărul 5. Da. Ce părere ai de verdictul criminaliștilor americani cu privire la moartea ta? Înainte să dau răspunsul, am cercetat și eu când nu mă documentasem înainte. Auzisem eu un an din urmă că se revelase ancheta, nu m-am interesat ce rezultate, numai că eu am rămas la concluzia mea din tâi, de acum, nu știu, 10-12 ani, când am fost chemați atunci de emisiunea aia, unde am vorbit și despre Mădălina și despre Elodia, și verdictul meu, apropo de că a fost un serial, verdictul a fost crimă. Ea a răspuns așa, și-au făcut treaba corect, au găsit ceea ce ai noștri au ascuns. Ceea ce ai noștri au ascuns. Da. Repetăm, wow. Sunt niște informații pe care, pe care noi le primim, luați-le ca atare. Este o metodă, nu este în niciun caz o instanță sau o investigație și nu facem niciun fel de acuză. Da, pentru că este ceva care nu intră într-un cadru legal și oficial, este o chestie neconvențională. Deci este un medium, da. are experiențele sale. Mai departe. Și răspunsul e în completare, cu un pic de curaj și ai noștri pot da același rezultat, dar sunt interese la mijloc. Interese la mijloc. Mă întreb ce? Treaba lor. Verdictul criminalistului american, vă aducem aminte, a fost că sunt lucruri care pun sub semnul întrebării ideea de sinucidere. 6. Te-ai întâlnit cu fostul tău soț Șerban Georgescu acolo și dacă da, ce ați vorbit?